Salut! Eu sunt Andreea Petru, cofondatoarea Asociației Learning by Teaching. Vă invităm la povești și experimente la Muzeul Municipiului București, în Palatul Suțu. Pentru început, vom urca în Pinacotecă. Aici vreau să vă citesc un fragment din povestea Art și Max, scrisă și ilustrată de David Wisner. Mă cheamă Arthur și eu știu să pictez, Arthur. Tu, Max, nu fi caragios. Arthur, ce să pictez? Păi, ai putea să mă pictezi pe mine. Pe tine? Serios? Ce faci? Te pictez? Ohoho! Uf, Max, ce ai făcut? Mă simt ciudat. Bea un pic de apă. Stai, îți mai aduc. Max a intrat în bucluc, dar a început să realizeze o operă de artă. Putem să o asemănăm cu una dintre operele de artă din Pinacotecă. Noi ne-am oprit asupra tabloului Primăvara, realizat de Kimon Loghi. Te invităm și pe tine să realizezi o pictură pornind de la proprietățile științifice ale apei și ale sării. Caută așadar niște aracet, o pensulă, o pipetă, sare fină, tempera, apă și farfurii din carton. Realizează un contur al obiectului pe care vrei să-l desenezi. Aplică aracetul în conturul realizat în strat subțire. Adaugă sare cu atenție uniform și îndepărtăm apoi excesul de sare. Pictăm cu pipeta o operă de artă în farfurie, ca cea din imagine. Sau cu pensula îl recreăm pe Arthur. Le mulțumim celor de la editura Arthur pentru această poveste care ne-a inspirat și vă invităm și săptămâna viitoare la povești și experimente în muzeele Municipiului București.